Suntem la Biserica Betel din Rădăuz. S-au adunat aici refugiații de la centrul de refugiați din Rădăuz. Frații i-au adunat aici, le dau să mănânce, le ajută cu încălțăminte, cu haine. Acum frații le vorbește despre mântuire, le vorbește despre Dumnezeu. Sunt refugiați din Africa, de prin Iran, de prin Afganistan, din țările musulmane, care ascultă Evanghelia. أكل الملابس واليوم نقدم لحضراتكم أيضا أجلكم الله أحذية. الأسبوع القادم نكون في خدمتكم يكون ما يحتاجه كوقت. نعم يعني فهي حصة كاملة كأكلوها.